Am întrebat 100 de români. Cu cine mă împotrivesc eu cel mai bine? Din vedetele Pro TV? Și toate mi-au zis că cu tine. Cu Carbal. Carbal? Da, căci că la fel cum se uită lumea, ciudat și de neînțeles la tine, că ești întunecat, așa se uită și la mine, că-s frumoasă și ieșită din comună. Păi și de ce nu vorbești tu cu băiatul ăsta să-i povestești? Păi dar tu nu ești el? Eu sunt Cabral. Ibuca! Carbal Ibuca! Păi ăsta nu știu, eu sunt Cabral Ibaca. Da? Da. Mamă, dar ce semănați! Zici că sunteți leiți? Asta înseamnă că la naștere ai avut un frate geamăn și părinții tăi nu ți-au zis nimica ca să-l întâlnești peste ani și ani, cum l-a întâlnit Van Damme pe fratele lui geamăn, în dublu impact. Da. Dar să știi că îmi place și de tine. Da, se poate. Mie nu mi-a zis nimeni nimic de treabă, dar nu. Auzi, ce voiam eu să te întreb? Ție-ți place așa puțin de mine? Te-i frumoșică, dar cam atât, da. Cum adică cam atâta? E cam bancul ăla. De frumoasă e frumoasă, dar... Ce banc? E un banc. Poanta e în sfârșit, slăbădă. Zice că de frumoasă nu-i urâtă, dar e deșteaptă proasta naibă. Știi, e... Da? Da? E... Mm-hmm. Da. Negule! Bravo, Cabrale! Cuceritor de mic. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.